Bună ziua, doamnă scumpă! Bună ziua! Aveți camere libere? Da, sigur! Aș dori și eu să-mi dați pe cea mai scumpă, dacă se poate. A, știți ce se întâmplă? Am o cameră splendidă, superbă, cu un singur pat și cu vedere la esplanadă. Esplanadă? S-a spus, da, din vărlog, da, să da, notez. Deci, esplanadă. Cu un singur pat, a spus? Da. Dar cu două nu aveți? Știți, sunt în delegație. De ce să nu profit? Plătește șeful cazarea. A, deci să înțeleg că doriți o cameră cu două paturi? Cu două, cu trei, cu șapte? Băi, are șeful bani, de ce să nu profit? V-am spus, am bloc așa. Atunci mă mulțumesc, știți cum, uitați, chiar văd acolo. O cameră cu pat dublu. Să mă lăfăi după pofta inimii. Ce spuneți? Am înțeles. Poftiți cheia. Da, da, da. Doriți să fiți trezit mâine dimineață? La ora 7 cu... cu o sărutare. Somn ușor. Mulțumesc, doamnă scumpă, mulțumesc. Cu plăcere, cu plăcere. Eu sunt portarul. Tu ești portarul? Da, da, recepționera mi-a spus că vreți să fiți trezit cu o sărutare și da. Stai, domnule, la locul tău, stai, cu o sărutare, e adevărat? Dar o sărutare dată de ea? Din partea ei? Știți, recepționera este și acum este ocupată, îl trezește pe patronul hotelului. Dar recepționera, n-aveți? Păi recepționera, de recepționera zic. Cameristă n-aveți? Atunci? Avem, și camerista este momentan ocupată, știți, face un test de sarcină. Stai, domnule, și dacă îl pică, poate să mai facă unul? Să-l repete? Cred că da. Domnul meu, vă rog frumos, domnul meu, știți, teste din astea i-ar trebui și soției mele. Domnule, de la sarcini când plec în delegație, tache adu miel, tache adu vin, tache adu brânză, tache adu de toate. Da. Domn portar, dacă tot sunteți aici, am și eu sesizat ceva. Da. Domne, de la fereastra mea nu se vede nicio esplanadă, cum mi-ați promis. A, da, stai, știți că este foarte simplu, se poate rezolva, știți? Este un flag, vă costă 100.000 de dolari. Da, atâta costă ca să dărmăm clădirea din fața hotelului care, știți, dacă uitați de aici, maschează... Esplanada. Asta e 100.000 de dolari, zici? Da. Nu e nicio problemă. Plătește patronul meu. Am înțeles. Nu, vă rog, nu. Scuzați. Doamne ferește. Ia să scriem, să notăm tot. Deci, așa, camerista, da, isa, și porta, Bună dimineața! Bună dimineața! Am adus de dejun! Mamă, ce de bunătăți! Spuneți-le aici! Auziți, dar se va întâmpla din tavan, nu stă foarte bine aici. Mai aranjați-le că eu nu mă grăbesc, nu vă grăbiți că eu nu mă grăbesc. Aici? Așa, acolo. Băi, domnișoara, da. Cameristă, dar nu bat, de ce n-ați bătut la ușă? Dacă eram în pielea goală. A, nu, domnul meu, că înainte să intru în cameră, m-am uitat pe gaura cheii și am văzut că nu era gol. Știți, noi avem o instruire profesională foarte bună. Da, ce s-a auzit, ce e acolo? Ce e zgomotul ăsta? Nu, stați liniștit, domnul meu. Tocmai s-a dărâmat clădirea din fața ferestrei dumneavoastră pentru a putea avea vedere clară către esplanadă. N-ați spus că șeful dumneavoastră plătește tot? Apropo de pregătirea profesională, auzi? Da. Cât crezi că m-ar costa ca dumneavoastră să stai să-mi povestești cât de bine ești tu pregătite? Știi? Zi o sumă, nu contează, șeful plătește. A, păi dacă dânsul plătește tot, mai bine îi spun direct lui, nu? Apropo, în schimb, portarul nostru este topit după dumneavoastră. Dumneavoastră, cameristă, nu ești chiar impertinentă? A, și dumneavoastră nu sunteți în delegație de lucru? N-ar mai trebui să faceți și niște treabă? Nu pot să, înainte să... Acum, iar trebuie să mă duc să fac alt test de sarcină. Cum, domnișoare, la o simplă pupătură sarcină? Ei, păi,
Dumneata mi-ai făcut încălzirea. Acum trebuie să trec pe la portar să mă răcorească. Știți, el e și portar, e și ventilator și deșteptător. Acum vă duceți la lucru? Păi, domnișoară, n-ai înțeles, lucrul meu e aici. Aici sunt la lucru. Sunt inspector OPC și am venit să inspectez cum voi personalul din hotelul ăsta vă faceți datoria. Și din câte am văzut, o să vă dau niște amenzi, o să vă sară țigată pe hotel, domnișoară. Ai, domne, și iar rămân fără slujbă. Ar mai fi o posibilitate, o scăpare, o ieșire. Care? Dacă luați micul dejun cu mine aici în pat. Altă sarcină. Dar să știți că am o mică condiție. Oricare. Bine, dumneata ai zis. Gura mare. Dom'le, nu mai sufla atât, dar mai mă ventila atât. Am făcut o tită. Auzi, vrei să schimbăm rolurile? Nu, ventilează în continuare, dar pe viteză mai mică.